Justin Rucu este inginer în chimie alimentară și enolog. Lucrează din 1999 la o mare companie care a investit în industria vinului din România. A fost enolog, șef de cramă și apoi director tehnic, funcție pe care o deține și în prezent acolo. În 2015 a decis să facă pasul cel mare și să investească. Banii i-am rupt pe toți, ca să fiu mai exact. Tot ceea ce am câștigat de la angajatori, să zic așa, am investit în pasiunea mea. Și cu timpul a fost, să zic așa, partea cea mai complicată, pentru că efectiv a trebuit să muncesc foarte mult. Pe cele 9 hectare de vie a plantat soiuri specific românești. Investitorul Dorjan crede foarte mult în soiurile românești și în succesul pe care vinul obținut din acestea l-ar putea avea. Potențialul pe care l-au soiurile românești este unul foarte ridicat. Cu grijă și cu mare atenție se pot obține vinuri de o calitate extraordinară. Iar lumea, lăsând la o parte clienții de pe piața internă, iubitorii de vin din România, bineînțeles că soiurile românești, vinurile din soiurile românești stârnesc curiozitatea iubitorilor de vin din alte țări. Suntem într-o plantație cu Negru de Drăgășani. Este un soi relativ nou, modern, dacă putem să spunem așa, pentru că este obținut la stațiunea de la Drăgășani, așa cum și numele îi spune, Negru de Drăgășani, în 1993 de către cercetătorul Mărculescu. Este un soi care, pe mine, vă spun sincer, m-a impresionat, în sensul că este foarte versatil. Pentru că sunt mai multe soiuri nobile, plantele necesită tratamente specifice mai dese decât la o vie obișnuită. Cu toate acestea, pentru a obține un vin mai apreciat de consumatori, tendința e de a se reduce pe cât posibil cantitatea de substanțe aplicate pe plante. Am parcele unde fac probe cu substanțe certificate biologic, pentru că intenția mea este în cel mai scurt timp să fac o conversie de la agricultură convențională la agricultură biologică, ecologică. Justin Rucu spune că muncile agricole a reușit să le facă până acum cu ajutorul familiei, pentru că lipsa de forță de muncă este simțită și la Almăși. Deocamdată, vinurile produse aici au intrat pe piață de abia de 2 ani.